Între mașini așa fac intro. E ultima zi, venim acasă, nu mai pot, abia aștept. Urmează un drum foarte, foarte lung, este ora 8 dimineața aici. Noi vom ajunge în țară pe la ora 8 seara, ora României. Oricum, mult tare, avem mult tare de mers. Abia asta o să fie o zi cu peripeții. Hai să dăm drumul la cronometru, să vedem câte ori facem, de când plecăm din San Diego până când ajungem acasă, în Bat, în București. Ia, start. Și-am plecat. Nu știu care-i duda, dar sunt porțiuni în care miroase iarbă, în aer, așa, deci, dar suntem pe autostradă. Și vine câte un damf de ăla de iarbă. Fuuu! Urmează, băieți, am înțeles că aici e ilegal. Sau e tolerat. Ilegal, auzi. Auzi, 22 de... Poți să mergi până la 22 de grame. Ui, leu. Să spargă ăștia dracii. Foarte bine, mă. Dați-vă peste față. Dacă e ilegal. Înțeles că nu puteam să plecăm din state fără să cumpărăm Nutella cheesecake. Dacă mai țineți minte, v-am arătat prăjitura aia din ciocolată. De-am zis eu că e cel mai bun lucru pe care l-am mâncat în ultimul an. Mergem să ducem și acasă. Asta e nebunia pe care trebuie să o ducem acasă. Mergem la aeroport să lăsăm mașina, să plecăm acasă. Prima etapă al acestui drum, al acestui final de drum, a trecut. Trebuie să lăsăm mașina de unde am luat-o, de unde am închiriat-o. Și pe asta mergem să facem check-in-ul, să ne mai facem viața prin aeroport până să deschid porțile nebune. O să-mi cumpăr două Dream Water ca să mă tranquilizez până în țară. Sper să mă teleportez. Așa se simt. Eu nu prea pot să dorm și dacă-mi iau alea două... Iuhu! Asta cu alienii e exact ca alienii, mă, alienii! E cum e aia? L-ai văzut pe ăla? Era gheu! Bă, era gheu ăla! Alienii! Am lăsat mașina. Ne îndreptăm spre terminal. Și arată autobuz. Adică are oameni care au închiriat mașini. Ce se întâmplă aici? Ce tare! Coadă. Numai coza au avut băieți ăștia aici. Și după ce facem check-in-ul, ghișce. O să stăm la coada aia. O fi rău? De ce vă întrebi? Acum ne îmbarcăm. Mergem la îmbarcare. Asta e poarta? Da. Ah, am ajuns! Deci ce vorba ești? Să-mi caut apă din aia. Acolo mai face. Vreau să-mi iau apă. Dream Water. Să mă tranquilizez. Apa care te duce în lumea visului. Uite ce mișto sunt asta. Asta, despre asta vorbeam. Op. Zero calorii, îți dai, Didi, nu te mai trezești nimeni. Hop, două mi-au. Am luat apa, nebună. Ideea e că am luat doar una, nu două, pentru că scria mare pe sticlă că nu este recomandat să se consume mai mult de o sticluță de aia în 24 de ore. Mie că poate îmi stă inima sau pățesc o ceva de nu mai ajung. Cât avem? 40 de minute. 40 de minute până se deschide poarta, după aia ne-am dus. Lego, 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 România. Ajungem. Ajungem după 13, după 12 ore. 12 ore zborul. 5 ore scala și încă 12 ore, încă 2 ore. Viena, 27, 19 ore până în România. Am aterizat după 12 ore, mai exact 11:50. Uite așa, picioarele s-au umflat, merg în șosete.
Aia e. Ce bine, pare că am ajuns odată. Pitarăvi european. Bye. Bye. Water for your chicken. Degeaba zici, dar sunt picioarele goale. Ne-am întâlnit și cu Mircea Badea și cu Bihai Gâdea pe avion. Am dormit împreună, practic. Asta e retrospectiva zborului. Picioare umflate, mâini tăiete, chicioare tăiete, mâini tăiete, chicioare tăiete. Mergem să stăm un pic pe parte, într-un lounge de ăsta de bogați. De picioarele goale. Să vă arăt cum dorm băieții. Cum dorm băieții aici, ia liniște. Având în vedere că am destul timp la dispoziție, mă apuc să montez ultimul episod. Asta e băiatul cu care am venit noi. Ia, că ies să fum. Deci asta face pe zi 20.000 km. Ma. Ce mici suntem, boși, suntem... Nu existăm, noi nu existăm. Gata, boși. O plecat și frate meu. Am rămas singur. Mai am 2 ore de stat. Ca să fie treaba bună. Nu era destul, că trebuie să stau 5 ore aici. Au afișat băieții că mai întârzi un pic avionul. Cu vreo jumătate de oră. Imediat, cum ajung, urc în mașină și mă duc la mare. Să facem frumos. N-am mers mult. Degeaba zici. Pă, cât de parte-i poarta asta? Ui, ai, caramba! Cred că am șrăcit, cred că... Ta! Barba a crescut, părul la fel. Drumul spre casă de când îl așteptam. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord. Wir heute voll gebucht sind für dich, Ihr Handgepäck auch unter Ihrem Maske. Store your hand luggage also under the seat in front of you. Bine te-am găsit, România. Ce dor mi-era de tine. Hei că am ajuns frumoși. A venit fratele Max să mă ia. Ce faci, Max? Bine. Ce faci? Ce bine că am ajuns acasă. Mă duce Max acasă, îmi fac bagajul și plec la mare. Șerif, am ajuns acasă. Ce bine acasă, nu mai pot. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că mi-ați ținut companie în astea 7 zile. În mod indirect, ce-i drept. O să mai fac daily vlog când o să mai plec undeva pe afară ca să și am ce să vă arăt. Haideți să scoatem telefonul, să vedem câte ore avem de când am plecat din cameră din San Diego. Ma! Să-ți pregătiți? Înainte să vă arăt, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă vă place, abonați-vă. Like, unlike, share, comentați, dați-mi sugestii, ce vreți voi. Vă mulțumesc foarte frumos. Încă o dată, ne auzim cu drag și acum să vă arăt câte ore au durat treaba. Am dormit doar 2 ore și acum plec la mare. Iuhu! Fii atent! 27 de ore și 36 de minute. Vă pup. Pa. Run, come catch the vibes.